Deputatul social-democrat Alin Chirilă a anunțat că hotărârea de guvern privind impunerea certificatului verde este ilegală, întrucât, potrivit Constituției României, singura modalitate prin care se pot restricționa drepturile și libertățile este prin proiect de lege dezbătut și adoptat în Parlament. Noi restricții pentru nevaccinați au fost introduse în localitățile din România unde rata incidenței cazurilor de coronavirus depășește 3 la 1000 de locuitori, inclusiv pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani. Această măsură a fost dur criticată de cetățenii români, care o consideră o discriminare. O discriminare. Cred că asta este o discriminare. Nu ai cum să faci așa ceva. Adică dacă eu nu vreau să mă vaccinez, nu cred că este cineva în măsură să mă oblige. Formă legii românești, cam discriminare sună pe undeva. Este voința omului, nu se poate trece. Dacă omul nu este de acord, părerea mea este să-l lasă în pace. Eu îmi dau seama despre situația cu boala asta, cu COVID-ul ăsta care a venit peste noi. Dar nici impunerile astea. Eu, impresia mea ca cetățean așa de rând, este că vor să vândă vaccinurile care le-au cumpărat, să dedea la cetățeni și îi obligă. Eu, de exemplu, nevasta mea e antivaccin. Stau cu ea în casă. Dacă nu vrea, nu vrea, nu pot să-i dau un cap. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a tras un semnal de alarmă cu privire la această măsură, spunând că hotărârea de guvern privind impunerea certificatului verde este ilegală, întrucât privind Constituția României. Singura modalitate prin care se pot restricționa drepturi și libertăți este prin proiect de lege dezbătut și adoptat în Parlament. Ieri în România am luat act. Ea de un mare abuz al marelui nostru premier Florin Vasile Câțu. Am asistat la un abuz prin care s-a hotărât în guvernul României introducerea obligativității prezentării în anumite localuri certificatul digital al Uniunii Europene pentru COVID-19. În cazul în care rata de infectare depășește un anumit tag, respectiv de 3 cazuri la 1000 de locuitori. Bineînțeles că e clar că este un mare abuz pentru toți locuitorii țării acestea. În cazul restrângerii unor drepturi fundamentale, este necesară o reglementare prin lege votată în Parlament, nu în Palatul Victoria, iar restrângerea dreptului respectiv trebuie să fie temporară, adică pe o durată limitată de timp. Nu cred că mai este nevoie să facem referire la toate deciziile Curții Constituționale, care spun clar în cazul restrângerii unor drepturi fundamentale, este necesară reglementarea prin lege votată în Parlamentul României, nu în Palatul Victoria. Iar aceste restrângeri ale dreptului omului trebuie să fie temporare, adică pe o durată limitată în timp. Ceea ce nu se regăsește în această hotărâre de guvern. Iată că guvernanții noștri, premierul Vasile Florin Câțu, se joacă cu viața românilor și duce din ce în ce mult mai rău această țară. Peste tot în lume, inclusiv în România, persoanele vaccinate se pot infecta și pot transmite virusul. Așadar, vaccinul poate să pună capăt acestei pandemii. Socialdemocratul Alin Chirilă a subliniat și faptul că dacă tot încercăm să adaptăm modelul altor țări din Uniunea Europeană, ar fi bine să luăm toate aspectele, precum testarea gratuită, nu doar cele care sunt mai comode pentru guvern. Acest prim pușcăriaș al României, premierul în sine, Florin Vasile Câțu, ar trebui să își ducă toată activitatea lui, cunoștințele și puterea pe care o are în interesul și folosul României și a românilor care l-au dus în acea funcție. Sperăm și rugăm pe acest mare prim-ministru al țării noastre să-și îndrepte acțiunile și ochii și sufletul către români, nu către interesele personale ale dumnealui și nici de cum ale guvernanților, miniștrilor PNL care astăzi își bat joc de această țară. Socialdemocratul Alin Chirilă a declarat că dacă statul român este un stat responsabil și dacă vrea cu adevărat să lupte eficient cu această pandemie, atunci e obligatoriu ca testele să fie gratuite sau măcar accesibile, la fel cum sunt și vaccinurile. Deputatul PSD Mehedinți s-a săturat ca actualul guvern să își bată joc de cetățenii români și nu acceptă ilegalități în țara noastră.